Pentru seara de față vom citi despre un oarecare om și dați-mi voie să vă spun că omul acesta se aseamănă foarte mult cu noi. Dacă cineva dintre noi și-a creat impresia că este cineva sau ceva în lumea aceasta, se înșală. Personajul despre care vom citi în această seară cu numele Lazar, textul Scripturii ne spune că era un oarecare și începe citirea textului din această seară cu un moment de tristețe relatat cu privire la viața acestui bărbat, fiind bolnav, pe moarte, în cele din urmă murise, dar apoi trecuse printr-un miracol. Hristos Iisus îl înviase din morți. Și e un fel de happy end, finalul pasajului din această seară, un final fericit de realitate. Hristos produce un mare miracol. Dacă ai venit tristă la biserică în seara asta sau trist datorită problemelor pe care le ai, vreau să spun, tu poți pleca fericit în seara asta și bucuros și bucuroasă de la întâlnirea bisericii. Haideți să stăm ridicați. Ar fi trebuit să citesc primele 46 de versete din Ioan 11, dar fiind foarte lung pasajul biblic, mă voi rezuma să citesc doar primele 15 versete ca să avem o parte a prezentării acestei realități despre care vom vorbi în această seară. Pagina în traducerea Dumitru Cornilescu a Sfintelor Scripturi, 1041, Ioan capitolul 11, începând cu versetul 1. Ascultați cum începe citirea acestui cuvânt. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Și îngăduiți-mi o paranteză scurtă. Dumneata care știi că Lazar era prietenul Domnului Iisus Hristos, zici în seara asta nu se poate. Prietenul Domnului Iisus Hristos să fie numit un oarecare? Da, fiindcă orice pământean, indiferent de culoare, indiferent de vârstă, indiferent unde s-a născut și unde locuiește, dintr-un anumit punct de vedere este un oarecare. Suntem un oarecare. Textul continuă, Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbise despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Amin. Aș vrea să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc pentru seara aceasta în care simțim prezența ta în adunare. Doamne, numele Tău să fie slăvit pentru momentele acestea. Din toată inima Te laud, Te slăvesc pe Tine și Te binecuvânt, Dumnezeule viu și adevărat.
Și te rog să ne dai un cuvânt din cer de care sufletul nostru are nevoie în seara aceasta de duminică 20 august. Tu ești cel ce ne poți înviora. Ești cel ce poți să zidești biserica prin mesajul Evangheliei. Ești cel ce poți străluci în mijlocul nostru, Doamne. Ești cel ce mai faci minuni și astăzi. Oh, dacă cineva are nevoie de o minune, arată-ți slava și numele Tău să se proslăvească și în vremea de acum, Doamne, cum s-a proslăvit atunci prin evenimentul din viața lui Lazar. Doamne, îți mulțumim că al Tău cuvânt este viu, adevărat și lucrător și credem că îl vei face proaspăt și autentic pentru noi în această seară și prin Evanghelia Ta, prin cuvântul Tău ne vei vorbi, numele Tău să fie slăvit în veci de veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fiecare din noi, dacă suntem sinceri și recunoaștem, am avut în această viață momente de întârziere. Am întârziat uneori la o întâlnire, poate. Am întârziat la ore la școală. Am întârziat la autobuz, la tren, poate. Am întârziat la serviciu. Am întârziat la biserică. Însă dacă este să privim dincolo de întârzierea noastră umană, trebuie să recunoaștem că au fost momente în viață în care am avut impresia că și Dumnezeu întârzie. Acele momente în care ai zis, Dumnezeu întârzie să-mi răspundă la rugăciune. Dumnezeu întârzie să mă vindece. Dumnezeu întârzie să-mi ia povara din suflet și să mă elibereze de ea. Dumnezeu întârzie să fac o minune. Și fiindcă Dumnezeu n-a intervenit când am vrut noi, cum am vrut noi, în locul în care am vrut noi sau la momentul în care am vrut noi, ni s-a creat impresia că Dumnezeu întârzie. Doar pentru că Dumnezeu n-a fost unde am vrut noi, când am vrut noi și cum am vrut noi să intervină. Știți că aceeași problemă a avut-o și Marta și Maria, surorile lui Lazar, crezând că Domnul Iisus Hristos a întârziat să apară atunci când Lazar avea o problemă acută și avea cea mai mare nevoie ca prietenul lui, Mântuitorul, să fie aproape de el. În seara aceasta am să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj și l-am intitulat Când crezi că Dumnezeu întârzie. Dragul meu, Ioan, capitolul 11, ne transmite faptul că uneori planul lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu pentru noi este greu de înțeles și ea, iubirea lui, este greu de înțeles. Nu doar planul lui. Când avem cea mai mare nevoie de El, de Mântuitorul, avem impresia că El întârzie să ne vină alături și să ne ofere sprijinul emoțional, sprijinul moral și fizic de care avem nevoie în astfel de momente. Citeam despre cunoscutul C.S. Lewis, care una dintre cărțile ce le-a scris este Creștinismul redus la esență. Sigur, a scris mult mai multe cărți C.S. Lewis, dar într-una din relatările lui spunea că soția lui era pe moarte, se zbătea sub un cancer galopant de oase și în acele momente tragice spunea C.S. Lewis: nu este vorba, vă citesc, că mă aflu în primejdia de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata primejdie este că ajung să cred lucruri groaznice despre El. Concluzia despre care mă îngrozesc nu este, deci, la urma urmei nu există Dumnezeu,
ci concluzia care mă sperie este că așa arată Dumnezeu uneori. Uneori Domnul Iisus Hristos își arată iubirea față de noi, întârziind să apară când avem cea mai mare nevoie de El. Știu, dragul meu, că este greu de acceptat un asemenea mesaj, este greu de reacționat un asemenea lucru, însă asta este realitatea. Uneori când ai cea mai mare nevoie de Iisus, El întârzie să apară. Și întrebarea este, ce faci dumneata? Ce faci tu ca tânăr și tânără atunci când ai impresia că Dumnezeu întârzie să apară? Cum reacționezi atunci? Ce trebuie să faci într-un astfel de moment? Și primul lucru care vreau să-l transmit în această seară bisericii e că atunci când ți se pare că Domnul întârzie, trebuie să nu te îndoiești de iubirea Lui. Când ni se pare că Domnul întârzie, trebuie să nu ne îndoim de iubirea Lui. Pasajul nostru debutează, interesant, tocmai cu această afirmație a dragostei lui Iisus pentru Lazar. Iată ce spune versetul 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Aș vrea să rețineți afirmația aceasta biblică, acela pe care îl iubești este bolnav. Doar două versete mai jos, autorul întărește această realitate a iubirii lui Iisus pentru Lazar și pentru familia lui Lazar și ne spune textul, versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Un lucru este cert, Iisus îl iubea pe Lazar. De două ori ni se comunică același aspect, foarte clar, foarte evident, pentru ca oricine citește textul acesta să nu se îndoiască de faptul că Mântuitorul l-a iubit pe Lazar. Așadar, iubirea lui Iisus pentru Lazar este mai întâi afirmată de surorile lui, care erau convinse de realitatea aceasta, și apoi mai jos reluată și, dacă vreți, confirmată de autorul acestui text. Un detaliu care nu este întâmplător în textul din această seară este numele satului din care făcea parte acest om cu numele Lazar, și anume Betania. Știți că numele acesta în text nu este întâmplător? Apropo, s-a pus nume bisericii din care noi facem parte, Betania. Știm ce înseamnă în traducere Betania? Vă citesc. Betania înseamnă casa celor aflați în suferință sau, dacă vreți, casa celor sărmani. Dacă este vreun loc în care ai nevoie să simți iubirea lui Iisus, să simți că ești acceptat și iubit de Iisus, locul acela se numește Betania, casa celor care suferă, a celor sărmani. Atunci când suferința dă buzna în casa ta, nedorită, neprogramată, nepoftită, atunci ai nevoie mai mult ca orice. Știi de ce anume? De iubirea Mântuitorului. Maria și Marta au apelat la Domnul Iisus Hristos într-o situație tragică, tocmai în virtutea acestei iubiri de care erau convinsă, de aceea el afirmă, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Iisus avea capacitatea aceasta incredibilă, ca în orice împrejurare să-i facă pe oameni să simtă iubirea lui. Oamenii să se simtă iubiți de Iisus. Iisus avea un har unic, un fel unic de a fi, chiar dacă nu l-ai întâlnit prea des, să te determine, în ciuda circumstanțelor vieții, să simți că El te iubește. Și acum urmează un verset, fii atent, paradoxal, care trece dincolo de rațiunea umană, ceva de necrezut, versetul 6. Deci, concluzii la cele de mai sus, sau prin urmare am putea traduce, când a auzit că Lazar este bolnav,
Am mai zăbovit câte zile? Am mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Cu alte cuvinte, ca și consecință a faptului că îl iubea pe Lazar, Iisus zăbovește 2 zile. Și aceasta în contextul în care vizitarea unui prieten bolnav în contextul iudaic de atunci era una obligatorie. N-aveai cum să o ignori și să treci peste. O astfel de regulă nu se călca. Aceea C.S. Lewis spunea următoarele într-una din scrierile lui: unde este Dumnezeu acum? Acesta este unul din cele mai alarmante simptome când simți că ești fericit, atât de fericit încât n-ai nevoie de El. Dacă te întorci la El cu laude, ești primit cu brațele deschise, dar du-te la El atunci când ești disperat, când orice alt ajutor este zadarnic. Știi ce vei găsi, spune C.S. Lewis? O ușă închisă în față și zgomotul zăvorului răsucite 2 ori pe dinăuntru, iar dinăuntru nu vei auzi nimic, tăcere, și în cele din urmă ți se va spune: poți să pleci. Într-un mod paradoxal, spunea C.S. Lewis, ne simțim iubiți de Iisus numai în zile bune, în zilele în care parcă ne-am descurcat și fără El, fără intervenția Lui în viața noastră, și tocmai în acele momente când avem nevoie cel mai mult de iubirea Lui, tocmai atunci îl simțim pe Domnul atât de departe și atât de absent. Lazar s-a simțit iubit de Iisus, dar vă aduc aminte ceva în această seară. Acele au fost vremurile bune ale ospitalității, ale prosperității. Atunci Iisus a fost în casa lui Lazar, primit cu brațele deschise și a arătat iubirea lui Lazar. Însă acum, când Lazar este pe moarte și când are cel mai mult nevoie de Iisus, tocmai acum ne surprinde realitatea. Iisus intenționat zăbovește. Iar textul insistă că iubirea Domnului pentru Lazar era evidentă și întârzierea lui Iisus era o consecință a iubirii Lui. Un lucru paradoxal, dar în același timp adevărat. Să nu uiți, dragul meu, când ți se pare că Domnul întârzie, asta nu înseamnă că El nu te mai iubește, că Domnul te-a abandonat, te-a uitat undeva în trecutul istoriei și nu-i mai pasă de tine. Din contră, Domnul te iubește și mai mult, fiindcă are un plan cu tine pe care poate nu-l înțelegi la timpul prezent. Când ai impresia că Domnul întârzie, primul lucru de care trebuie să fii convins: nu te îndoi de iubirea Lui. Adică continuă să crezi în iubirea lui Iisus. Când ai impresia că Domnul întârzie, ce să faci atunci? Cum să reacționezi? De ce anume să-ți amintești în momentele acelea? În al doilea rând, când ți se pare că Domnul întârzie, amintește-ți promisiunea Lui. În momentele grele de criză din viață, adesea ne amintim de probleme și ne focalizăm pe probleme, nu pe promisiuni. Cel mai ușor în astfel de momente e să te uiți la probleme și să uiți promisiunile. Vă readuc aminte, înainte ca Iisus să ajungă la familia lui Lazar, la această familie ajunge promisiunea lui Iisus prin mesagerul, adică prin persoana care l-a înștiințat pe Domnul Iisus că Lazar, prietenul lui, este bolnav. Iar promisiunea era următoarea, versetul 4: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ceea ce afirmă Iisus, Mântuitorul aici, nu este faptul că Lazar nu va muri, ci cuvintele Mântuitorului transmit următorul mesaj, deznodământul final a acestei realități. Nu este moartea, este altul. Fiul lui Dumnezeu
trebuie să se proslăvească. Iar mesajul acesta poți să-l înțelegi, dragul meu, doar în lumina învierii ulterioare a lui Lazar. Și acum fii atent, urmează ceva palpitant, ceva ce ne dă bătăi de inimă. Locul în care era Iisus la momentul în care primește mesajul acesta era la aproximativ 150 de kilometri distanță de locul în care era Lazar. Asta presupunea aproximativ 4 zile de mers pe jos. Și acum fii atent, dacă mesagerul a pornit cu mesajul cu 2 zile înainte lui Iisus, atunci promisiunea Domnului a ajuns la 2 zile după ce Lazar murise. Fiindcă Iisus pornește spre Betania, știți când? Vedeți, de multe ori citim un paragraf biblic, o dată, de două ori, și la amănuntele esențiale sărim peste, zicem, nu e așa important, Domnule, ba da, este important. Domnul Iisus pornește spre Betania în ziua morții lui Lazar. Iar dumneavoastră știți următorul fapt, la evrei, apropo, în ce zi se îngropa mortul? Știți în ce zi? În ziua în care deceda. Nu era ținut 2-3 zile? Și asta din cauza condițiilor meteo, temperaturile erau foarte ridicate, vremea era foarte toridă. Așadar, acum să revenim, după ce ai plâns mortul, după ce l-ai jălit, după ce l-ai așezat în mormânt, după ce au venit cei dragi să-ți fie alături și să plângă și ei alături de tine, în loc să apară Iisus în persoană, apare promisiunea lui Iisus, mesajul lui, auzi, boala asta nu este spre moarte, ci spre proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. O promisiune care părea lipsită de logică, fiindcă Lazar era deja în mormânt. Iisus întârzie 2 zile, timp în care Marta și Maria aveau promisiunea lui. Promisiune care, deși era lipsită de raționament, de orice fel de logică pământească, deși părea că sfidează realitatea, avea să împlinească întocmai mesajul promisiunii lui Iisus 2 zile mai târziu. Atunci când Iisus întârzie să apară, atunci când ești într-o situație de criză, când simți că Domnul este departe de tine și pare absent, când ai cea mai mare nevoie de Iisus, primul lucru pe care să nu-l uiți, Iisus te iubește și are pentru tine cel puțin o promisiune de care să nu te îndoiești. Iar noi când privim această realitate și ne uităm din exterior, zicem, nu se poate, de necrezut, iar sentimentul din interior dovedește contrariu promisiunii Domnului. Este nefericit faptul că de multe ori ne limităm să analizăm o situație de criză pe baza ceea ce noi vedem, pe baza ceea ce auzim sau pe baza ceea ce simțim și zicem, asta simt acum, durere, suferință, necazul mare, simt frustrare, neîmplinire, dezamăgire, etc. Uitând cel mai esențial lucru, promisiunea lui Iisus. În ciuda ceea ce simțim, în ciuda ceea ce vedem, în ciuda ceea ce auzim, promisiunea Domnului în astfel de momente trebuie să ne rămână ancoră. Când crezi că Dumnezeu întârzie, dragul meu, draga mea, primul lucru, nu te îndoi de iubirea Lui. Doi, nu te îndoi de promisiunea Lui. Dar ce trebuie oare să mai faci când crezi că Dumnezeu întârzie, când ai impresia asta? În al treilea rând, nu te îndoi de puterea Lui. Fii atent ce se întâmplă, foarte interesant. Iisus pornește spre Lazar abia când Lazar moare, în ziua morții lui, iar când ajunge, fiindcă distanța era de aproximativ 150 de kilometri, era a patra zi după moartea lui Lazar. De 4 zile Lazar era în mormânt. Și detaliul acesta este foarte important. Știți de ce? Dacă Iisus
pornea spre Lazar în momentul în care a primit vestea că este bolnav, ar fi ajuns la Lazar, știți când? La 2 zile după ce Lazar murise. Deci nu întârzierea lui Iisus a provocat moartea lui Lazar. Vedeți, pentru noi astăzi, un mort este tot mort. Că-i mort de 2 zile, că-i mort de 4 zile, că-i mort de 1 săptămână, un mort este mort. Și punct. În schimb, pentru evrei de atunci, moartea unui om era privită total diferit. Permiteți-mi să vă dau un citat din învățătura rabinică a vremii respective cu privire la ceea ce credeau evreii pe atunci. Bar Capara, într-una din scrierile lui, ne spune că 3 zile sufletul mortului plutește pe deasupra mormântului și se tot întoarce în mormânt, încercând să reintre în omul decedat. Dar când vede că acesta și-a schimbat înfățișarea complet, pleacă abandonându-l definitiv. Potrivit învățăturii lui Bar Capara, învățătura vremii respective, evreii lăsau mormântul 3 zile deschis, crezând că în timpul acesta sufletul în orice moment poate reveni în trupul mortului. Așa explicau evreii de atunci erorile medicale prin care de fapt cineva era declarat mort. În schimb, omul era în comă sau în moarte clinică și era așezat în mormânt. 3 zile mormântul rămânea deschis. Iar dacă în cele 3 zile nu se întâmpla nimic, în a 4-a zi mormântul era închis și se credea că din a 4-a zi nu te mai poți aștepta la nimic. Nimeni nu va mai face niciun miracol. Personal nu cred că Iisus credea în teoria celor 3 zile, dar cred altceva, că Mântuitorul a ținut cont de ea când l-a înviat pe Lazar. Pentru că în teoria aceasta credeau majoritatea care au participat la înmormântarea lui Lazar, fiindcă asta era învățătura vremii respective, nu a Bibliei, a vremii, tradiția de atunci. Iată de ce Iisus întârzie 2 zile. Pe de o parte, ca să nu poată fi contestată învierea lui Lazar de către oamenii sceptici, de cei care credeau în teoria celor 3 zile, iar pe de altă parte, ca să producă cel mai mare miracol care nu putea fi contestat de nimeni, învierea unui om care de 4 zile era sub țărână în mormânt. Întreg miracolul acesta urmărea un scop precis, unul singur: credința oamenilor în Domnul Iisus Hristos. Credința Martei și a Mariei în Domnul Iisus Hristos. Credința ucenicilor, a urmașilor lui în Domnul Iisus Hristos. Credința celor care au fost prezenți la moartea lui Lazar. Și nu numai peste vremi, peste ani, Mântuitorul viza credința mea și credința ta. De fapt, întâmplarea asta reală, petrecută cu Lazar, are scopul acesta: să-mi întărească credința în Domnul Iisus Hristos. Ce trebuie să faci când ai impresia că Dumnezeu întârzie? 1. Continuă să crezi în iubirea Lui. Ce trebuie să faci când ai impresia că Domnul întârzie? 2. Continuă să crezi în promisiunea Lui. Și într-o astfel de împrejurare, în al treilea rând, când ai impresia că Domnul întârzie, continuă să crezi în puterea Lui. Traducătorul scoțian John Patton, care a fost misionar în insulele Hebride, îngăduiți-mi să iau puțin scaunul ăsta, nu că mă simt obosit, vreau să vă ilustrez ceva la final de predică. După 3 luni, după ce a ajuns pe insula Tana, nevasta lui a dobândit o infecție puternică și a murit. Ulterior, fiul lor de 5 săptămâni primește și el de la maică sa această infecție, se îmbolnăvește grav și moare și el.
John Patton continuă misiunea printre canibalii de pe insulă și el are meritul de a traduce o parte din Noul Testament pentru oameni de acolo de pe insulă. Când a ajuns la Evanghelia după Ioan și s-a întâlnit cu verbul a crede, John Patton a fost pus într-o mare încurcătură, fiindcă oamenii ăștia n-aveau în limbajul lor, acei canibali, acest cuvânt, acest verb, a crede. Și a venit o idee strălucitoare într-una din zile. A luat un scaun, s-a așezat pe scaun și l-a întrebat pe unul dintre canibali ce fac acum. Și respectivul i-a zis, stai așezat pe scaun. În momentul următor, John Patton s-a așezat cu partea din spate, cu ceafa, pe scaun cât a putut. A ridicat ambele picioare în sus și mâinile le-a dus în lateral și l-a întrebat ce faci acum. Și canibalul a zis, acum te lași cu toată greutatea pe el. Așa a tradus peste tot în Evanghelia după Ioan, John Patton, verbul a crede, să te lași cu toată greutatea pe Iisus. Indiferent ce problemă ai, așa cum spunea apostolul Petru, să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre. În seara aceasta, la 8, fără un minut și jumătate, tu poți să vii cu povara ta și să o arunci asupra Domnului Iisus, să spui, din seara asta nu mă mai îndoiesc de iubirea Lui, nu mă mai îndoiesc de promisiunile Lui, nu mă mai îndoiesc de puterea Lui, Domnul este real! Și El mă iubește și Lui pasă de mine. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să închidem ochii. Dumnezeu te cunoaște, dragul meu, draga mea. Dumnezeu știe cu ce povară ai venit la adunare în această seară. Poate obosită, poate obosit, poate trist. Poate ai început să te îndoiești spunând, Dumnezeu, nu mai ascultă rugăciunea. Mă rog de luni și de ani de zile pentru o anumită problemă, pentru o anumită cauză și lui Dumnezeu nu-i pasă de problema mea și de mine. Ascultă-mă, dragul meu, lui Dumnezeu îi pasă la fel de mult de tine, fiindcă Dumnezeu te-a creat, este creatorul tău și să nu uiți, îți este și tată. Și cum te iubește acest tată din ceruri, nu te iubește nimeni. El are promisiuni frumoase și pentru tine. O, deschide cartea lui Sfânta Scriptură și citește-le și spune, Doamne, deschide-mi ochii minții să înțeleg promisiunile tale alese și frumoase. Cum să te îndoiești de puterea lui Iisus, care pe Lazar după 4 zile deșezut în mormânt și în sicriu l-a scos afară și l-a înviat? Poți să te îndoiești de puterea Mântuitorului? N-ai cum! În seara asta problema ta nu este atât de mare, atât de gravă ca problema lui Lazar și Iisus poate interveni și îți poate da ajutor, te poate elibera ca să pleci cu credință în suflet în numele Lui. O, acolo unde te afli, te chem să-L alegi ca ancoră pe Domnul din seara asta și să te lași cu toată puterea greutății problemei tale pe Domnul și să spui, Doamne, ia-m și mie povara, eliberează-mă și pe mine de starea în care mă aflu, Doamne, vindecă-mă, Tu știi să lucrezi minunat. O, Domnul poate să producă învieri spirituale în seara aceasta aici la Betania, casa celor sărmani, a celor care suferă. Te rugăm, Doamne, mai fă o minune la nivel de inimă, dar te rugăm, fă o minune și la nivel de trup. Dacă vreunul este bolnav, dacă vreo soră este bolnavă, vreo prietenă sau prieten, în seara asta atinge-te cu puterea ta să simțim că ești Mântuitorul cel viu care merită să fie urmat și crezut. Haide să stăm cu toată adunarea în rugăciune și în partea de final să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne iubește așa de mult și are promisiuni alese pentru noi, iar puterea Lui este nelimitată și este gata să-și o manifeste și în 2023. Să ne rugăm cu toți.